O nouă scrisoare explozivă la adresa Ambasadei Federației Ruse. Un anonim a anunțat că sediul instituției este minat. Totul a avut loc în dimineața de 17 august, în jurul orei 9. Imediat la fața locului au fost mobilizați carabinierii, polițiștii, dar și specialiștii serviciului BOMTEH. Oamenii legii au evacuat persoanele aflate în instituție și au încercuit zona, iar geniștii au început verificările atât a sediului cât și a teritoriului adiacent. După un control amănunțit, nu s-a depistat niciun obiect exploziv sau periculos. Prin urmare, oamenii s-au putut întoarce la muncă, iar circulația rutieră în zona a fost restabilită. Amintim că în luna iunie acestui an au fost alte trei alerte cu bombă la sediul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova și toate false. În toate cazurile, anunțurile au fost făcute prin intermediul poștei electronice a instituției. Potrivit ofițerului de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati, deocamdată nu a fost identificat autorul sau autorii alertelor false. False. De menționat că comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism se pedepsește cu amendă de până la 10.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani privațiune de libertate. Investigațiile pe caz continuă.